seara, doamnelor, domnilor, sunt Sandro Scovioala, vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Pe 11 noiembrie s-au împlinit 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial. Participarea României în război este sinonimă în memoria colectivă a românilor cu lupta pentru atingerea idealului statului național unitar. Acest ideal a devenit realitate prin imensul sacrificiu asumat de întreaga națiune, iar anul 1918 a reprezentat apogeul unui proces de coagulare națională, încununat prin actele de voință ale românilor din teritoriile care s-au unit cu țara. Despre urmările primei conflagrații mondiale asupra destinului românesc discutăm în ediția de astăzi, iar pentru început, faimiți urmăriți un reportaj la acest subiect. Primul război mondial, declanșat în 1914, a fost un conflict militar de dimensiuni globale. Acesta a provocat schimbări politice majore, a pus capăt dominației europene și absolutismului monarhic și a doborât patru mari imperii: german, austro-ungar, otoman și rus. România a intrat în război pentru desăvârșirea unității sale naționale. Astfel, războiul la care România a participat între 1916 și 1918 a rămas în conștiința întregii națiuni ca fiind războiul de întregire națională. Potrivit istoricilor, în această perioadă are loc trezirea conștiinței basarabenilor, fapt ce impulsionează desăvârșirea unirii cu România. Anii primului război mondial a constituit acea perioadă când basarabenii mobilizați pe fronturi în componența Rusiei țariste au avut posibilitatea de a face cunoștință, de a se familiariza cu ceea ce se petrecea peste Prut, în dreapta râului Prut. Iată acei câțiva ani de război au constituit pentru basarabeni o adevărată revoluție în conștiință s-a produs. Acolo și foarte mulți cercetători în perioada interbelică au remarcat acest lucru, să spunem, etnologul Petre Ștefănucă, care a efectuat investigații în satele basarabeni, a constatat acest și a avut studii foarte importante. A constatat acest eveniment, acest fenomen produs în anii primului război mondial. Un alt eveniment de referință a fost Revoluția Bolșevică din 1917. Țăranul rus, 82% din populația Imperiului de atunci erau țăranii, a refuzat să mai suporte toate aceste lipsuri. Toate gândurile erau îndreptate la familia lui, care era fără stâlp, familie, știți, ca nivoți, și își dorea să revină acasă. S-a declanșat, și alte categorii sociale erau revoltate, și s-a declanșat acea revoluție care a semnificat căderea absolutismului și instituirea unui regim foarte democratic. Rusia, după februarie 17, era un stat cu cel mai democratic, aproape cel mai democratic regim. Și, bineînțeles, în asemenea condiții, într-un imperiu peticit, cu popoare captive, s-au creat premize favorabile pentru redeclanșarea mișcării de liberare națională. Și românii basarabeni au profitat de pe urma acestor primeniri, acestor schimbări. În scurt timp, la Chișinău este constituit Partidul Național Moldovenesc, este convocat primul parlament al Basarabiei, este instituit guvernul, iar la 24 ianuarie 1918 este proclamată independența Republicii Democratice Moldovenești. Pe urmă, toată suita asta frumoasă de voturi pe care le-am avut în diferite ținuturi, începând cu Bălți, Soroca, Orhei, toți doreau revenirea acasă, și actul din 27 martie a fost o rezultantă firească a tuturor acestor eforturi, sforțări și acestor dorințe nemăsurate pentru românii basarabeni. Deci doleanța supremă era revenirea la normalitate, la firie, și asta s-a întâmplat. Participarea României în război a creat premise favorabile desfășurării istoricei adunări de la Cernăuți din 28 noiembrie 1918. Declarația de unire a Bucovinei cu România a fost citită de Iancu Flondor, președintele Congresului General al Bucovinei, și a fost primită de plenul Congresului cu aplauze prelungite. Moțiunea de unire a fost votată în unanimitate de cei prezenți. În Transilvania, lupta pentru realizarea unirii cu patria mamă a atins să se radicalizeze odată cu debutul primei conflagrații mondiale. Ca o consecință a primului război mondial, la nivelul Imperiului Habsburgic se acutizează contradicțiile deja existente, fapt care anunța viitoarea dezagregare a acestui stat, lucru care a condus la apariția unui context favorabil punerii în discuție a cauzei naționale a românilor. Actul de la Alba Iulia, semnat la 1 decembrie 1918, a consfințit prin votul maselor înfăptuirea Marii Uniri. Am revenit în platou, discutăm în continuare cu invitații din această seară. Este vorba despre doctor în istorie, cercetător științific la Institutul de Istorie, domnul Valentin Constantinov. Vă spunem bună seara. Bună seara. Doamna Diana Ețco. Bună seara. Și domnul Mihai Țurcan. Vă spunem bună seara. Seara și bine ați venit la Obiectiv Comun.
Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră să participați la discuție. Dacă aveți întrebări sau comentarii la acest subiect, vă îndemnăm să le scrieți pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Domnule Constantinov, pentru început, România acum a trecut prin mai multe etape atunci când vorbim despre primul război mondial. Vreau să ne spuneți inițial care au fost motivele pentru care România a intrat în acest război. Bine, în 1914 s-a produs un lucru care era în fond inevitabil. Ceva mai înainte se constituise două blocuri militare, blocul Antante și blocul puterilor centrale, iar asasinarea prințului moștenitor Ferdinand în Sarajevo nu a fost decât un motiv pentru declanșarea acestei conflagrații, pentru că și tensiunile erau dincolo de închipuire și, în fond, izbucnirea primului război mondial era așteptat de toată lumea. Nu știa nimeni însă când acest lucru se va produce. Când s-a declanșat primul război mondial, trebuie să remarcăm aici un lucru foarte ciudat. Toată Europa era încântată, era exaltată. Erau marile puteri și toată lumea s-a așteptat, desigur, la o victorie foarte rapidă asupra taberei adverse. Germanii își doreau și ei un loc sub soare, vorba lui, încă a lui Otto von Bismarck, care odată unificată Germania revendica niște pretenții față de ordinea mondială. Firește că rușii n-au uitat niciodată visul lor încă din timpul lui Ioan cel Groaznic să pună stăpânirea pe Constantinopol. Erau alte mari puteri, Anglia, care era la acea vreme o superputere, Austro-Ungaria și ea dornică să mai acapareze niște teritorii din Imperiul Otoman. Și în acest context, România apărea ca o țară care devenea tentantă din perspectiva și a potențialului geografic, și a potențialului uman, și a potențialului economic. Și în momentul izbucnirii primului război mondial, toate aceste mari puteri au început să curteze România, să o decidă să adere fie la o tabără, fie la alta. O să aduc aminte aici telespectatorilor că în 1913, practic, România a fost un arbitru al războiilor balcanice și intervenția armatei române în 1913 în războaiele balcanice, pe de o parte a pus capăt acestora, pe de o parte a afirmat România, sigur, ca un lider, să spunem așa, regional. Nu putea să se compare cu marile imperii, dar atunci, iată, România își înainta niște pretenții. Sigur, când vorbim de intrarea României în primul război mondial, trebuie să avem în vedere întregul spectru al problemei, așa, și cei doi ani de expectativă armată, dar pe de altă parte și tablourile descrise de Camil Petrescu în Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, nu prea glorificante pentru armata română. Așa, prima fază a războiului, când armata română a fost învinsă, s-a spus, este adevărat, că aliații nu prea au susținut armata română în 1916. Cert este că la sfârșitul lui 1916, după câteva luni de război, Bucureștii sunt ocupați. La Iași, unde se transferă capitala României, România fiind decisă să reziste până la capăt, își face apariția o misiune militară franceză în frunte cu general Henri Berthelot și se începe o renaștere a armatei române,
de fapt, o devenire a armatei române și de pregătirea acelui moment absolut fenomenal, fascinant în istoria românilor, bătălia de la Uituzorăști, Mărășești, sau acea triadă fenomenală care a consfințit dăruirea cu care românii au luptat în primul război mondial. Revenind la prima fază, cea de expectativă armată, expectativa armată înseamnă că armata este pregătită să intre în luptă, dar deocamdată nu se hotărâse de partea cui să intre. De ce această, să spunem acum, o relativă și o retorică indecizie? De ce retorică? Pentru că era clar în 1914 și până la că în cazul în care o să trebuiască să aleagă, România o să aleagă să intre în război de partea Antantei pentru a îngloba, pentru a face unirea cu teritoriile Transilvaniei, Banatului și Bucovinei. Exista, este adevărat, și o altă parte grupată în jurul Partidului Conservatorilor, nu întregul partid al conservatorilor, pentru că o parte, Cunaie Ionescu, a aderat la clauza lui Ionel Liceu Brăteanu, liderul liberalilor de atunci și primul ministru de-a lungul primului război mondial până în 1917, la începutul 1918. Deci Partidul Conservator se divizează în două părți, o parte susțin intrarea în război de partea Antantei, altă parte în care basarabeanul Constantin Sterea ocupa un loc important, militează pentru intrarea în război de partea puterilor centrale și pentru eliberarea Basarabiei de sub dominația țaristă. Lucrurile au tergiversat exact cât se putea tergiversa în acea situație până în 1916, când Sazonov, ministrul de externe rus, înaintează un ultimatum guvernului român, un fel de acum ori niciodată, așa, numai că în alt context, acum ori niciodată să intrați în război. Li s-a promis niște operațiuni militare în comun care să sustragă atenția germanilor și austro-ungarilor. Dar știm noi ce s-a întâmplat începând cu vara lui 1916, când România intră în război și atacă Transilvania, lovitura vine dinspre sud cu armata germană condusă de Mackensen. Bine, erau germani și bulgari acolo la oaltă și în scurt timp Bucureștii sunt ocupați, iar guvernul a fost nevoit să se retragă la Iași. Pe linia Uituz-Mărăști, Mărășești, s-au produs niște operațiuni de fortificare și în vara lui 1917 acolo va avea loc, să spunem, o glorificare a armelor românești și intrarea armatei românești în istorie, dacă vreți. Da. Mulțumim, domnule Descov, v-ați făcut câteva notițe acolo, doar să ne spuneți dacă sunt la aceeași întrebare sau mergem mai departe. Valentin, dacă ar putea să ne deschidă parantezele referitor la finalul, atunci când vorbim de finalul primului război mondial, știm că România a fost favorizată, acestui război în fond. Dacă inițial, atunci când a intrat în război sau chiar în perioada când era încă în expectativă, a fost prevăzut ceva asemănător de finalul din 1818 sau dacă a existat în după culise undeva, a fost vreun proiect, ceva care preconiza aceste rezultate?
Domnule Constantinov, da, suficient de scurt a fi să răspundeți și la această întrebare ca să putem merge mai departe. Că asta e ceva care pe mulți istorici îi frământă și chiar își pun întrebare. Nu știu care epocă, etapă să încep. Probabil sau într-adevăr a fost acel exprompt care peste tot se divizează sau se difuzează. Sau au existat niște inițial totuși niște proiecte în caz că, uite, vom merge pe această cale. Ionelice Brăteanu la câtva timp spunea că unirea s-a făcut la București când se vorbea despre, când vorbea de unirea Basarabiei cu România, el spunea că unirea s-a făcut la București. Trebuie să avem în calcul faptul că România își păstrase acel potențial, iar una dintre prevederile prin care România accepta să înceapă tratativele, sunt niște presupuneri care, la care trebuie să ne gândim, pentru că nu întâmplător Germania a recunoscut și a fost de acord cu unirea Basarabiei cu România. Și dacă mă gândesc, dacă nu cumva atunci în culise s-au purtat niște tratative mutuale, despre care noi nu știm, despre această eventuală unire a Basarabiei cu România, pentru că, repet, noi putem miza pe excelența sa, fortuna, dar în lumea asta nimic nu se face întâmplător și atunci când la 27 martie și apoi 27 noiembrie sfatul țării a votat inițial condiționat și apoi necondiționat unirea, erau și niște elemente favorizatoare ale acestui fapt. România, este adevărat, a jucat la două capete, a jucat frumos și la sfârșitul primului război mondial s-a ales cu ambele provincii întregite într-o Românie mare. Sigur, dacă cineva ar fi spus în luna decembrie 1917 că peste un an vom avea România mare, probabil era considerat un nebun, dar așa este istoria. Domnule Sorcanu, dumneavoastră, ce părere aveți? Inclusiv la aceeași întrebare, dacă s-au dus anumite discuții în culise din timp să știa sau totuși a fost totul exprompt? Da, cu siguranță. Din memoriile lui Marghe Lomans, spre exemplu, știm foarte bine că el a discutat problema Basarabiei cu Mackensen. El a discutat problema Basarabiei din decembrie 1917 și Mackensen și-a exprimat în principiu acordul. Sigur, era vorba de un schimb teritorial, pentru că prin pacea din 27 mai de la București, România a fost nevoită să cedeze crestele Carpaților Austro-Ungariei, a fost nevoită să cedeze Dobrogea Bulgariei și a avut loc un fel de schimb teritorial care trebuia să compenseze cumva România pentru aceste pierderi suferite în fața puterilor centrale. Și referindu-ne la luna martie anul 1918, trebuie să înțelegem că unirea Basarabiei fără acordul Germaniei ar fost imposibil. Germania era efectiv hegemonul în acea parte a Europei. În martie ei ocupaseră Kievul, ei stăpâneau Ucraina, deci România era învinsă și înconjurată și dinspre est de forțe germane. În martie 1918, cea mai mare frică a bolșevicilor era ca armata germană să nu-i măture de la putere. Și ar fi, iarăși, naiv să ne imaginăm că ar fi putut avea loc unirea fără acest acord al Germaniei. Și există și interviuri din epocă, de exemplu, interviul ministrului de externe al Austro-Ungariei, Otokar Cernin, care în presa occidentală, inclusiv în interviu acordat ziarul New York Times, sublinea faptul că România în Basarabia va recâștiga ce pierdea în fața Bulgariei și Austro-Ungariei prin pacea de la București în 27 mai. Care au fost? Da, eu vreau să amintesc în acest context la 1912, cu mult înainte, deci la 1912, preoțimea basarabiană semnează un demers către țar, în care 111 clerici din Basarabia cereau țarului rus ca să retrocedeze Basarabia României și era pusă tranșant problema retrocedării Basarabiei României. Autoritățile ecleziastice și eparhiale de aici vreau să spun că nu au intervenit cu careva epurări de cadre, cu careva sancționări. Destul de loial au reacționat la aceasta, ceea ce ne spune că deja în rândurile preoților se ducea această pregătire de
această pregătire de a fi loiali acestei idei și chiar vedem deja adepți care fim convinși, pentru că în cadrul acestei adresări sunt niște propoziții destul de dure, destul de clar, se spune că, uite, teritoriul care a fost anexat și trebuie retrocedat. Ceea ce ne arată iarăși că cu mult înainte, eu cred că se lucra pe acest teren și se promova insistent deja acest ideal. La 1905, atunci când Iorga vine în Basarabia și atât el în special inspectează anumite județe, deci el dă o caracteristică regiunii și atunci în fiecare județ în care a fost, el discuta cu populația, încerca să afle și părerea sa referitor la originile românești comune, referitor la, uite că sunt și alții de același neam cu noi în dreapta Prutului, cum priviți, și destul de subtil încerca ca să promoveze această idee. Ulterior, el, atunci când revine în țară, el scrie un raport referitor la situația din Basarabia și populația de aici, opțiunile ei politice, cum s-ar putea de lucrat cu ea în privința unei eventuale unificări. Da, pe lângă Marghelaman, care din 1917 spuneți că deja discuta despre acest ideal, care sunt celelalte personalități, cumva, care deja din timp discutau și promovau această idee de reunificare? Eu aș începe aici încă o... aș arunca încă o altă privire în istorie, în tradiția politică românească. Deci, în 1918, în România, se constituise o clasă politică, nu-mi place termenul, dar așa, de nota 10. Pentru că ceea ce au făcut acești oameni politici, oameni de stat, este un lucru fenomenal. Închipuiți-vă doar așa. Pentru că au semnat pacea cu Germania, cu germanii, Partidul Conservator va dispărea din istorie. Și dispăreau din istorie personalități de prim rang. Niște intelectuali, niște oameni politici, niște clar vizionari, fenomenali. Nu numai e vorba de Marghelaman, nu numai e vorba de personalități de talia lui Maiorescu, care murea în 1917. Nu este vorba numai aici de un Petre Pecarp. Apropo de Petre Carp, el spunea după actul Marii Uniri ceva de genul: România are atâta noroc încât nu are nevoie de oameni politici. Deci o chestie fenomenală în care el arăta că, în pofida tuturor regulilor, iată, România intră în război de partea Antantei, iese din război și cu Basarabia, și cu Transilvania, și cu Bucovina, și cu Banatul. Bine, știm acum și cu linia Arad-Oradea-Satu Mare, care a fost anexată unită la teritoriul românesc în urma campaniei românești din vara anului 1919, finalizată cu arborarea tricolorului pe Parlamentul Budapestei. Adică toți au fost conștienți de misiunea lor. Iar în cazul Basarabiei, trebuie să spunem că, iată un exemplu, armatele la Chișinău sunt trimise, sau plecarea armatelor la Chișinău este sancționată de liberalul Ionelice Brătianu, iar actul unirii este primit de Marghelaman în calitate de prim-ministru, adversarul politic al lui Brătianu. Deci, uitați-vă cum ei împreună lucrează pentru un ideal comun. Știm, de asemenea, că după primul război mondial se sfârșește, bine, din punctul meu de vedere, epoca de aur a democrației românești. De ce spun așa? Pentru că dispare sistemul bipartit, apare sistemul multipartit, cu toate carențele acestea, și nu mai avem o alternanță la guvernare între liberali și conservatori, care a fost în perioada antebelică. Dar, iarăși, revenind, anul 1917, anul 1918 arată cum
elita politică românească, formată deja la cel mai înalt nivel, iarăși o să amintesc aici, când în 1878 la Congresul de Pace de la Berlin participă delegația românească cu trimitere la delegația aceasta, cu trimitere la Mihail Cogălnicianu, Otto von Bismarck spunea că România și are oamenii săi politici. E, iată, apogeul acestei clase politice românești o avem la 1918. Gata, pregătiți să facă față tuturor provocărilor și tuturor exigențelor timpului. Au făcut față tuturor provocărilor, au intrat în acest joc foarte periculos. Să nu uităm, în 1918, din punctul de vedere al dreptului internațional, România se afla în război cu Rusia. Unirea cu Basarabia încă n-a fost sancționată. Pe teritoriul Basarabiei, care în 1914 făcea parte din Imperiul Rus, se aflau trupe românești. Deci, guvernul român sau elita politică românească conștientă a mers la acest gest, a trimis armatele în pământ românesc ca să-și apere interesul. Băi, uite asta, da, elită politică, uite asta armată, erau general de prim rang, un Averescu, un Prezant și așa mai departe. La fel continuăm discuția despre această elită politică, pentru că s-a tot menționat în cadrul ediției deja numele acestei personalități. În minutele ce urmează vrem să aducem și noi în atenția telespectatorilor personalitatea lui Alexandru Marghiloman, prim-ministru României de la 1918, și să vorbim despre rolul acestui mare român în procesul de desăvârșire națională. Alexandru Marghiloman a fost un politician conservator român care a îndeplinit funcția de prim-ministru al României în martie-octombrie 1918 și a avut un rol decisiv în timpul primului război mondial. Potrivit istoricilor, era un mare iubitor al Basarabiei. În perioada 1914-1916 exista o dispută în viața politică românească care este tabăra pe care să o alegem. Cea alături de Antantă pentru a-i ajuta pe frații din Transilvania sau cea alături de puterile centrale pentru a ajuta pe frații care sunt în Imperiul Țarist. În general, opinia publică românească era pentru a ajuta pe frații din Transilvania și Marghiloman are un discurs celebru, poate așa iarăși vom înțelege din sufletul lui. Se ridică și spune, când toată lumea era aproape hotărâtă să meargă pe această soluție a taberei Antantei, eu văd tânărul din Transilvania ca pe un adolescent care merge la biserică, poate să meargă la așezători, să danseze, să cânte, să învețe în limba lui, ceea ce este un lucru foarte bun. Dar oare glasul copilului mai mic, care nu se mai aude deja și care este în grea suferință și care este în Basarabia, nu este mai important pentru noi? Un alt moment important din cariera politică a lui Alexandru Marghiloman are loc în 1914, când acesta inițiază procesul de neutralitate la Consiliul de Coroană. Este cel care, ulterior, după intrarea României de partea Antantei în război și după succesele din vară, știm că nu au fost susținute de efortul armatei române, pentru că tăvălugul puterilor centrale a venit peste România. Nici măcar victorii în 1917, Mărăști, Mărășești, Oituz, nu au fost de ajuns încât să oprească acest tăvălug. Mai mult decât atât, Revoluția Bolșevică scoate din frontul românesc întreaga armată rusă, care de asemenea era într-o debandadă generală. Așadar, în acest moment, Ferdinand I, regele României, cu o înțelepciune desăvârșită, își dă seama că are în România, în regat, un om pe care îl numea fidel la picioarele tronului. Acesta este Alexandru Marghiloman, în care a avut întotdeauna încredere. Potrivit istoricului, omul politic avea de rezolvat trei probleme la acea vreme. De apărat populația aflată în grea suferință din cauza rechizițiilor care se făceau în teritoriile anterior ocupate, de salvat dinastia și armata română. Sigur că, pe scurt, vom înțelege că ce a făcut a reușit, pentru că toate aceste lucruri s-au finalizat cu bine, cu toate că a semnat tratatul de pace de la Buftea, București, pe care nu el l-a negociat, a încercat să-l pună în practică atât cât se putea,
și cu rezervele pe care le-a obținut cu titlu personal din partea lui Mackensen, dar și din partea atașaților militari, politici și, desigur, ambasadorilor puterilor centrale, pentru că a reușit să țină totuși sub control această situație. Totuși, regele Ferdinand nu a semnat documentul, iar în noiembrie 1918, prin înfrângerea Germaniei în primul război mondial, tratatul de la București a devenit perimat, deschizându-se larg oportunitatea marii uniri a tuturor românilor de la 1 decembrie 1918. Alexandru Marghiloman a avut un rol esențial în procesul unirii Basarabiei cu România. Cu energie deosebită, înțelegând cum merg vremurile, merge și negociază cu ministrul de externe austro-ungar, pentru că era frică că în locul lui Cernin ar putea să vină un ministru maghiar care nu ar fi fost de acord cu asemenea activitate politică, și obține și de la el, dar și de la ministrul de externe german, de la Kühlmann, obține garanții și personale pentru ceea ce se înfăptuia mai departe. A avut tactul de a trimite armata română pentru apărarea populației, a avut tactul de a merge pe 26 martie personal, nu însoțit de armată, ci doar de oamenii politici, a avut inspirația de a-l trimite înainte pe stere să vorbească în Parlament Sfatul Țării. Alexandru Marghiloman a primit la 27 martie 1918 actul de unire a Basarabiei cu România. Mai mult decât atât, rostește un discurs extraordinar și întărește prin faptele lui tot ceea ce ar fi trebuit să se facă pentru recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu România. Cert este că despre Marghiloman putem spune foarte multe, însă conștient de faptul că și-a sacrificat cariera politică încă de la început, a înțeles că trebuie să-și îndeplinească aceste atribuții, să scoată țara la liman, așa cum a scos-o de altfel. Și, din păcate, opinia publică a fost, parcă din început, cumva orientată împotriva lui. În sfârșit, un om desăvârșit care și-a iubit foarte mult țara, de altfel asta și spune că am greșit poate foarte mult în viață, dar mi-am iubit foarte mult țara, am intrat în politică bogat și am ieșit din politică sărac. Alexandru Marghiloman a murit pe 10 mai 1925, la vârsta de 71 de ani. Domnule Țurcan, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră în continuare, după ce au fost duse aceste tratative la nivel internațional, cum în general a fost văzută România după finalizarea războiului și în general după semnarea Pactului Unirii? Păi, România a intrat în război pe baza unei convenții pe care a semnat-o cu puterile Antantei. Prin această convenție, România urma să primească Ardealul până la Tisa și întregul Banat. Banatul istoric, care, din care astăzi doar o parte se află în componența României. Însă prin unirea Basarabiei și prin faptul că România totuși a încheiat o pace separată cu Germania, care chiar dacă nu a fost ratificată, puterile Antantei nu au acordat acest tratament preferențial sau acest tratament care a cuvenit României. O altă problemă era pusă și de faptul că prin intrarea Statelor Unite în război, Statele Unite au intrat în război nerecunoscând orice convenție anterior semnate și orice înțelegeri secrete și denunțând această diplomație pe baza care a intrat România în război. Și de altfel, din această cauză, România, când a mers la Conferința de Pace de la Paris în persoana lui Ionel Brătianu, a fost nevoită practic de la zero să-și argumenteze poziția, să-și susțină punctul de vedere și să-și apere obiectivele și idealurile naționale pentru care a intrat în război. Domnule Constantinov. Da. În 1917, Woodrow Wilson, președintele Statelor Unite, vine cu cele 14 puncte vestite, renumite despre aranjarea Europei de după primul război mondial, iar conform acestor puncte, când au fost răstămăcite ele după înțelesul lui Woodrow Wilson, de exemplu, se menținea monarhia austro-ungară. Iar românii transilvaneni aveau o largă autonomie în cadrul acestui organism politic. Și au fost mai multe lucruri care sigur, acordul din 1916 a fost un acord secret. Puterile Antantei i-au promis României ceea ce i-au promis,
Dar la sfârșitul războiului, Rusia arăta altfel, Franța întâmpina grave probleme de ordin intern, Marea Britanie avea deja alte opțiuni și veneau și Statele Unite, care au intrat în război în 1917, care aveau o altă viziune cu privire la această ordine a Europei postbelice. Eu am amintit aici de campania armatei din 1919. Să nu uităm că în Ungaria s-a instaurat un guvern bolșevic sau comunist, cum îmi spune noi astăzi, și acest guvern comunist a provocat un nou război, de data asta ungaro-românesc, a cărei consecință a fost ocuparea Budapestei, de care am amintit mai sus. Sigur că pe dimensiunea politică Ionel Liceu-Brăteanu trebuie să facă presiune asupra marilor puteri la conferința de pace de la Paris, împreună cu prim-ministrul polonez. La un moment dat chiar a părăsit conferința, refuzând să mai participe la ceea ce numea el un lucru care era care leza interesele naționale ale românilor, iar în 1919 arma politică și toate actele care au fost consfințite în 1918 au trebuit să fie confirmate prin puteri armate. Și această armată, spre fericirea românilor, exista. Sau, mai exact, această coeziune națională de la Nistru până la Tisa în 1919 exista. În Basarabia lucrurile deja se aranjase și aici aș dori să atrag atenția și asupra elitei politice și sociale basarabene, care a avut un rol extraordinar de important în ceea ce s-a consfințit în 1918. Vă dau un simplu exemplu. Se știe că toți deputații moldoveni au votat pentru unire. Sau din cei care au votat pentru unire, marea lor parte erau moldoveni. Puteau să voteze altfel. Nu zic că puteau să fie arestat, puteau să fie ales un nou sfat al țării, ipotetic vorbind, ce ar fi fost dacă ar fi fost. Însă conștiința lor politică extraordinară în 1900, la sfârșitul 1917, când în condițiile anarhiei organizează un sfat al țării, iar în primele luni ale lui 1918 cheamă armata română, votează independența, votează unirea, duc până la capăt, discutam cu colegii, duc până la capăt prevederile reformei agrare, cea mai radicală din componența României mari. De aceea țăranii în Basarabia, spun foarte mulți, au dus-o câteodată mult mai bine decât țăranii din alte părți, pentru că anume aici a fost reforma cea mai concludentă și cea mai edificatoare și care a respectat interesele țăranilor basarabieni. Cu un alt coleg de al dumneavoastră discutăm și în continuare, anume despre aspectele care au condiționat cumva lupta românilor pentru întregirea națională. Discutăm chiar acum prin telefon cu istoricul din România, domnul Ion Constantin. Domnule Constantin, vă spunem bună seara. Bună seara. Domnule Constantin, vreau să ne spuneți dumneavoastră care au fost acele aspecte ale războiului care au influențat cumva lupta românilor pentru desăvârșirea unității naționale. Vreau să precizez mai înainte că izbucnirea războiului, reîntregirea țării, cum l-am numit noi, marele război în terminologia, să spunem, istoriei universale, a influențat starea de spirit a românilor, creându-se la nivelul general al societății, dar și al celei mai mari părți a elitei politice, a țării, sentimentul de speranță că a apărut ocazia pentru împlinirea visului de pline unități naționale. Războiul a deschis calea desăvârșirii statului național unitar român,
dar care trebuia coroborată, deci tot efortul cu marile prefaceri ce aveau loc în spațiul european. Ar fi fost, în mod evident, o mare greșeală ca România să nu se implice în conflictul generalizat, care la finele lui avea să aducă schimbări importante în configurația generală europeană. De aceea, pentru români, primul război mondial, numit așa cum spuneam, războiul de întregire națională, pentru că faptul că România a intrat în război pentru desăvârșirea unității sale naționale, a creat premise favorabile desfășurării istoricelor adunări plebiscitare de la Chișinău din 27 martie 1918, de la Cernăuți din 28 noiembrie 1918 și de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, care au hotărât unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu patria mamă România. Dacă e să ne referim la deciziile care au fost luate cu acest prilej la situația politică mai generală a României, faptul că s-a intrat în război după o perioadă de neutralitate, putem spune câteva lucruri care mi se pare esențiale. În ceea ce privește politica României, un stat mic eclipsat de vecinătatea a două mari imperii, care se găseau în plină confruntare și de la care revendica importante teritorii, aceasta nu putea fi decât una de calcul. Astfel, întrunit în ședința extraordinară la Sinaia, prezidat de suveran, Consiliul de Coroană a hotărât în vara 1914 neutralitatea armată sau expectativa cu apărarea frontierelor. În această perioadă a neutralității, deci de 1914-1916, s-au desfășurat numeroase activități și demonstrații în favoarea intrării României în război de partea Antantei, formată din Franța, Anglia și Rusia, care recunoșteau dreptul României asupra teritoriului aflat sub stăpânirea Austro-Ungariei. Trebuie remarcate de mod deosebit eforturile și activitățile organizate de Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor, condusă de Nicolae Iorga, Octavian Goga, Barbu Ștefănescu de la Vrancea și alte personalități de prim rang ale României și Acțiunea Națională condusă de patriotul și politicianul român Nicolae Filipescu. La mijlocul anului 1916, ca urmare a faptului că pe fronturile europene se produseseră evenimente importante, tratativele țării noastre cu Rusia s-au intensificat. În abordarea laturii politice, România solicita ca în caz de succes să se realizeze, să se împlinească revendicările sale, revenirea Transilvaniei, a Banatului, Bucovinei, Crișanei și a Maramureșului la trupul țării, la masa verde a viitoare conferință de pace. Prin medierea Franței s-a încheiat tratatul politic și convenția militară cu țările aliate, în virtutea cărora țara noastră se angaja ca cel mai târziu la 15 august 1916 să declare război Austro-Ungariei. Hotărârea istorică de intrare în război a fost luată la 14 august 1916 de către Consiliul de Coroană, condus de regele Ferdinand I, care urmează la tron regelui Carol I după moartea acestuia în 1914. Și care era adept convins al intrării României în război alături de Antanta. Trebuie menționat că în cadrul Consiliului de Coroană, singurul om politic care s-a opus a fost Petre Carp, germanofil convins, dar care, așa cum se știe, pentru a-și demonstra patriotismul, a spus că își trimite cei trei fii pe front, dar ar vrea ca armata română să fie învinsă, că numai așa putea fi salvată România. Domnule Constantin, noi vă mulțumim mult pentru această intervenție. O seară cât mai bună vă dorim în continuare. Domnule, vreau să vorbim un pic și despre greutățile sau cumva problemele pe care, nu doar de ordin politic, dar atât de ordin social și economic pe care le-a avut cumva România după război și cum au încercat și au reușit să le facă față. Domnul Constantin, vă menționați un pic mai devreme cumva despre acea reformă agrară care a fost și așteptată inclusiv de țărani noștri. În general, nu știu, cum au făcut? Basarabia se afla într-o situație catastrofală înainte de evenimentul Unirii. Era o situație foarte complicată și în plan economic, social, și absolut toți așteptau o salvare de la toată această anarhie, de la dezordinele care existau. Evident că fiecare aștepta această salvare, dar nimeni nu știa de unde unde să identifice această salvare. Și vedem că până la urmă ea a fost identificată în
înseamnă unirea în reîntregirea teritoriilor românești. Ce este interesant că aceste evenimente ne-au validat totodată și preoțimea. Când vorbim de clerul, clerul basarabian l-au validat în calitate de forță revoluționară, pentru că dacă știm că școala teologică și biserica rusă, aceștia erau considerați pilonii statului rus, pilonii imperialismului rus, pentru că atunci când spunem autocratism, noi subînțelegeam ortodoxism, sau așa era formula aceasta, sau ortodoxie, asta înseamnă autocrație. Păi uite, țarul care, țarismul, de fapt, care a investit surse enorme în susținerea acestei structuri, în susținerea bisericii ruse, în susținerea școlii teologice, vedem că a avut rezultate diametral opuse, pentru că dacă vom privi atent, a fost înainte de asta fugitiv, a figurat acea poză unde sunt membrii Sfatului Țării. Atunci ținem să precizăm că majoritatea membrilor Sfatului Țării și în general generația Unirii, mare majoritatea generației Unirii, ea este absolventă acestei școli teologice și în mare parte, deci aceștia sunt cei care mai ieri au făcut studii teologice, pentru că preoțimea care venea din sânul acestui popor, el continua să fie un slujitor fidel idealurilor sale, deci în primul rând ea slujea poporului și evident că în cazul dat ea s-a implicat activ în aceste evenimente și a fost chiar forța motrice, am considerat, pentru că la 1917 preoțimea a fost cea care a convocat un congres și care a dat niște teze plauzibile de aplicarea lor, ceea ce ținea de revenirea la valorile naționale, la limba română, în învățământ, în organizarea instituțională a bisericii, în toate sferele de activitate și în autonomia teritoriilor dintre Prut și Nistru, care mai apoi vedem că tot această generație a Unirii a fost cea care a votat unirea cu patria mamă, unirea cu România. Dacă fugitiv ea și enumera și acela și Ion Inculeț, și Belivan, și Baltaga, Halipa, cunoscută Elena Alistar, da, acesta este absolventa școlii eparhiale, deci atunci care vine să ne confirme faptul că, în fond, mare majoritatea reprezentanților generației Unirii au fost, s-au format pe școlile, în băncile școlii teologice din Basarabia. Și ei au fost promotorii, deci ei au fost promotorii acelor idealuri. Doar dacă vreți să adăugați ceva aici. Da, sigur. Războiul și consecințele războiului au cauzat prejudicii foarte grave României. Dacă ne referim la faptul că România era pe jumătate ocupată, partea sudică României era ocupată de puterile centrale, iar guvernul era și armata și cartierul general al armatei se aflau la Iași, vorbim de o suprapopulare a zonei Moldovei. Asta a cauzat boli și epidemii, infecții și există studii care arată că se prea poate ca tifosul să fi făcut mai multe victime decât a făcut însuși războiul. Constantin Argetoian, în memoriile sale, vorbește, de exemplu, despre soldații români care dormeau pe jos, pe peronul gării, pe pământ, și vorbește de păduchii care scrățâiau sub cizmele care îi călcau. Și în situația asta, Basarabia a ajutat destul de mult România, pentru că, deși, într-adevăr, cum spunea doamna Esco, Basarabia se găsea într-o situație grea din punct de vedere politic, totuși Basarabia a avut o recoltă bună în anii precedenți, Basarabia a fost ferită de ororile războiului, în Basarabia nu a existat un front propriu-zis, și aceste rezerve acumulate de hrană din Basarabia, greu din Basarabia, a ajutat foarte mult România în perioada în care puterele centrale și Germania făcea rechiziții la scară largă în România și în România era un mare risc de foamete, dincolo de aceste epidemii și aceste boli de care vorbeam mai devreme. Stimați invitați, fiind pe final de emisiune cumva, acum la 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial, ce concluzii ar trebui să ne facem noi, românii de pretutindeni, dar și celelalte popoare, inclusiv țări europene și participante care au fost în cadrul războiului? Ca o națiune să fie definită, trebuie să treacă 100 de ani. Adică trebuie să avem câteva generații care să se nască și să moară în aceeași țară. Iată, cam această maturitate are astăzi România și în pofida tuturor clișeilor, greutăților, obstacolelor pe care le întâmpină, eu bunoară sunt sigur că ea o să
se afirme și în continuare în această familie a culturilor europene, cu atât mai mult că vine cu o moștenire proprie, originală, extraordinară. Doamna Iețca. Eu consider că ar trebui să avem acele personalități, să avem acea școală care să ne dea personalitățile care să călăuzească națiunea spre anumite idealuri, să formuleze aceste idealuri și să știe ca să poată să mobilizeze poporul în realizarea acestor idealuri. Pentru că poporul, atunci când nu are idealuri, atunci nu știm încotro mergem. Domnule Țărcan. Cred că, în primul rând, sfârșitul războiului ne face să ne gândim și să ne amintim de faptul că cea mai mare valoare universală, caracter mondial, este pacea și asta comemorează și asta sublinează și liderii foștilor adversari care se întâlnesc anual în Franța și comemorează armistițiul din 11 noiembrie. Și de asemenea trebuie să înțelegem că, și să urmăm exemplul acelor elite politice de care vorbea domnul Constantinov, ambiția lor, perseverența lor și să ne păstrăm speranța, dar să nu uităm că pentru un ideal național și pentru un ideal în general trebuie să muncești și trebuie să perseverezi. Cum putem noi acum să promovăm inclusiv acele idealuri și, după cum ați spus dumneavoastră, să le urmăm exemplul și să le urmăm ambiția pe care au avut-o ei acum 100 de ani? În primul rând să învățăm istorie. Și în al doilea? Și în al doilea și într-al treilea. Noi avem exemple, nu trebuie să inventăm roata, însă dacă ne referim la cazul nostru concret, acum, fie că este vorba și de România și de Republica Moldova, și România și Republica Moldova mai mult, au trebuit să treacă prin câteva decenii de încercări ca lucrurile să se așeze pe făgaș normal. În Republica Moldova sunt sigur că o să mai treacă un pic, dar și aici o să se așeze lucrurile pe un făgaș normal și fie împreună în aceleași granițe, fie împreună ca două state unite printr-un acord de fraternitate despre care nu știu de ce nu se mai vorbește. S-a vorbit prin 91 un pic și s-a uitat. Să mergem spre același ideal comun pentru că avem un trecut, avem un prezent și avem un viitor la un loc. Domnule Constantinov, sperăm să fie așa cum spuneți dumneavoastră. Mulțumim mult pentru prezența în cadrul ediției din această seară. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu deja vă dau o întâlnire mâine la aceeași oră, atunci când vom discuta despre oportunitățile ce le oferă actele internaționale de certificare a competențelor lingvistice. Rămâneți în continuare pe TVR Moldova. O seară bună să aveți. La revedere!